Începând cu luna februarie, Biroul Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Maramureș a început înscrierea, selecția și recrutarea tinerilor candidați de pe rada județului Maramureș care sunt interesați de sistemul militar de învățământ pentru liceele militare, școlile post-liceale sau academiile care este sistemul universitar. Câte locuri sunt disponibile pentru anul 2022 la nivel național? Pentru anul de învățământ 2022-2023, Ministerul Apărării Naționale a pregătit următoarele locuri. Pentru colegiile naționale militare sunt disponibile 600 de locuri, pentru școlile post-liceale, pe categoria maestri militari avem 449 de locuri, pentru subofițeri 731 de locuri, iar pentru studiile universitare avem 243 de locuri. Care sunt limitele de vârstă la care cei care doresc să vină spre un învățământ militar pot să fi? Limitele de vârstă sunt simple, probabil că deja le cunoașteți, dar vi le reamintesc. Pentru colegiile naționale militare, cei care doresc să urmează un liceu militar, sunt maxim 16 ani. Pentru școlile de maestri și subofițeri, adică cele post-liceal, limita vârstei de 28 de ani, iar pentru școlile universitare, adică academiile militare, sunt 26, respectiv 24, cei care optează pentru categoria piloți. Să le spunem celor interesați care sunt și beneficiile în momentul în care ei vin spre un sistem militar de învățământ. Beneficiile, cel mai important beneficiu pe care vreau să-l reamintesc, este școlarizarea gratuită, de care candidații care sunt admiși beneficiază. Pe lângă asta trebuie să știe că sistemul de învățământ militar este unul foarte profesional, la un nivel standard, foarte ridicat și adaptat mediului de muncă. Pe lângă asta avem un salariu foarte bine plătit sau atractiv, cu o normă de hrană inclusă, cu un echipament și asigurarea unei locuințe sau decontarea cheltuielilor de chirie. Ce etape trebuie să parcurgă cei care doresc și optează pentru sistemul militar de învățământ? Etapele sunt următoarele. Prima dată ne informăm, ne putem informa de pe internet sau direct la sediul nostru, după care parcurgem o probă, niște probe de selecție, două la număr, o evaluare psihologică și o evaluare sportivă. După ce am finalizat aceste două, mergem la admitere prin susținerea unui examen de admitere și urmează să fim ierarhizați, iar la final o să mai parcurgem o vizită medicală, să fim apți din punct de vedere medical. Bineînțeles că există și un termen până la care doritorii pot să se înscrie. Sigur, și termenele sunt două și sunt următoarele. Pentru colegiile naționale militare avem 25 martie, termenul final de înscriere, iar pentru școlile post-liceale și universitare, termenele sunt 3, respectiv 10 iunie. Unde pot obține aceste informații și unde ar putea citi și alte amănunte pe care le-ar interesa? Tinerii candidați din județul Maramureș care sunt interesați de sistemul militar de învățământ ne pot găsi la sediul nostru, pe strada turnului numărul 1, în centru vechi a Băii Mari, sau la numele de telefon 0262211088, sau 0262211361. De asemenea, pe pagina noastră de Facebook, Centrul Militar Județean Maramureș, sau pot obține informații despre cariera militară pe pagina de internet meapn.ro sau recrutare meapn.ro.